Acesta are doar 20 de ani și provine din București. Carismaticul Janis s-a înscris la emisiune pentru a-și căuta jumătatea și pentru a trăi noi experiențe de neuitat. Tânărul a recunoscut că își dorește o relație serioasă și bazată pe încredere și iubire sinceră. Janis este student în anul I la Facultatea de Kinetoterapie. Acesta se află în zodia fecioară și se consideră un băiat descurcăreț, echilibrat și care știe să gestioneze conflictele. De asemenea, Janis consideră că defectele sale sunt acelea că este puțin mai reținut până ajunge să cunoască mai bine o persoană și este gelos. Carismaticul tânăr s-a înscris la Casa Iubirii deoarece este încrezător că își va întâlni aici jumătatea alături de care își va clădi o relație serioasă și stabilă. Janis a făcut furori în rândul fetelor cu aspectul lui fizic, dar și cu pregătirea sa în domeniul medical pe care și l-a ales. Janis a intrat în Casa Iubirii pentru a-și găsi sufletul pereche. Acesta a avut două relații serioase care au durat unul și respectiv 2 ani, iar ultima s-a încheiat în urmă cu 8 luni. Noul concurent așteaptă de la potențiala lui partener înțelegere, deoarece nu a fost înțeles în relațiile lui. Întrebat de către concurente dacă are un top 3 preferate, Janis a răspuns că își dorește să păstreze discreția în privința acestui aspect, deoarece are de gând să le cunoască pe toate mai întâi și apoi să constate care este cea potrivită pentru el.